Lucrările ample de reabilitare, consolidare și restaurare derulate în cetatea medievală Orăștie au început în toamna anului 2021 și au o valoare de aproximativ 22,4 milioane de lei printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În prezent se lucrează la reîntregirea și reconstituirea zidurilor și turnurilor cetății, la amenajările exterioare, pavaje și zona pietonală, mobilier urban, la iluminatul din zona cetății, precum și la circuitul de vizitare. După finalizarea acestor lucrări, administrația locală din Orăștie intenționează să introducă cetatea în circuitul public și impunerea ei ca destinație turistică. Într-adevăr, este un proiect important al administrației publice locale din Orăștie. Proiectul este finanțat din fonduri europene, sigur are și o contribuție de la bugetul local de 2%. Sperăm că anul acesta să finalizăm lucrările. Mai sunt destul de multe lucrări pe amenajarea aleilor interioare, aleilor exterioare, mai este de lucru la zidul cetății. Am obținut un aviz de la Ministerul Culturii vis-a-vis de realizarea unui acces, un lucru cerut de către pompieri pentru ca obiectivul la final să poată obține autorizația de incendiu. Deci lucrurile din momentul acesta au intrat în linie dreaptă, sperăm să fie finalizat cât mai repede. Constructorul ne asigură că va finaliza, deci sperăm să nu mai apară probleme până la finalul proiectului. Cetatea Orăștie este un ansamblu de monumente istorice aflat chiar în centrul municipiului cu același nume. Zidul de apărare, ce constituia un sistem de fortificații medievale specifice, se înalță în fața turiștilor protejând cetatea. A fost construită în jurul anului 1300, însă a fost atestată documentar în anul 1544. Fortăreața era foarte bine proiectată și solidă, iar aici se retrăgeau localnicii orașului cu ocazia invaziei lor tătare și mai târziu ale turcilor.